Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. Bă, fraților, v-am spus eu că o să fac GTA 5 FPS test, cum v-am promis, cum am făcut și la Minecraft, o să mai facem și la alte jocuri și la CS. Bă, bine v-am regăsit și haideți să vedem în ce constă testul ăsta de FPS la, mă rog, la GTA. Avem aici GTA 5 și suntem în oraș, ca să nu ziceți că vă zic tu să hai la zone de țară. Pot să mă uit și pe OBS cum filmează în 1080p 60 de frame-uri în 20 sau în 35.000 ca bitrate. O să vă pun și o poză pe ecran dacă editez. De fapt nu editez ca să nu zică lumea că bă tu îți ajustezi sau faci nu știu ce. Bă, după cum putem vedea, unii au zis că am făcut o greșeală, că sursa nu era bună, că nu știu ce, că nu ține. Bă, după cum putem vedea, observăm toate detaliile. O să observăm și motion blur, dacă aș putea schimba perspectiva. De așa. Motion blur în ce constă? E atunci când îți blurează chestiile din spate ca să poți să vezi tu frumos. Mă rog, necesită mai mult calculator și hai să vedem ce avem noi aici. Suntem pe full setări, on off, sync on, avem tot la advanced graphics, avem long, 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 toate porcăriile la maximum. E totul foarte fine. Astea bine, astea nici nu țin de grafici, dar în schimb la grafici avem totul pe maximum. Și vedem aici 2 GB din 4 GB din placa video. Hai să vedem în ce, nici nu știu cum aș putea să vă arăt mai frumos. Nu știu, aș putea să vă încerc din mașină. Uite, vedeți ăla e motion blur-ul. Când blurează, vedem cum cade capota, lumina pe capot. În drumul, deci suntem pe super fucking setări. Ia să văd dacă schimber. Uite, vedeți care e motion blur-ul? Tot accentul cade pe ce vrei tu, de fapt pe ce e concentrat și celelalte zone le blurează. Cum ar fi asta? Mașina merge și cerul și detaliile din față sunt blurate. Observăm foarte fain. Na, în schimb, nu știu, mie mi se pare foarte tare. Nici nu știu câte FPS-uri am. Să văd dacă pe OBS scrie, pe OBS câte... Ai scrie 60 de FPS-uri pe OBS. Păi nu știu dacă o fi și pe GTA 5. Că știu că pot să filmez doar în 60 de FPS-uri GTA 5, așa că sigur e și aici pe GTA 5 în 60 de FPS-uri. În schimb, obținem că se mișcă foarte smooth, că mă lasă mă măron acum. Că a zis, bă, unii voi pe live, că bă, Nick, fă și tu FPS-te la GTA 5. Oricum zisesem că o să fac, dar zis aseară că pe live nu se vede bine, că e vorba de net și nu știu ce. Ei bine, aici nu e vorba de net, putem să ne uităm cum merge foarte smooth în 60 de FPS-uri, pe full detalii, în toate chestiile, în absolut toate chestiile. Vedem și un avion acolo și vedem cum am făcut accident. A, da, trebuia să zic și de detalii, apropo, deci asta nu-mi scapă, că m-am uitat eu la... O chestie de asta, dar nu știu cum pot să observ mai bine detaliile, că... Nu știu, așa, dacă se vede că... Nu știu, ziceați unii că... Uite-le, că frate, ce detalii vrei mai mult de atât? Să fim serioși, adică se vede fucking sticla spartă, se văd cioburile de sticlă. Dacă observă mai bine. De așa, să dau altă perspectivă. Din spate. E ceva sau nu e? Se vede sticla și se vede, se vede tot, mă, deci e fucking foolish, fierus. Oricum, componentele le aveți în descriere. Am făcut doar un test să vă arăt ce poate PC-ul ăsta, cum am făcut și pe Minecraft. Că a zis unii că vezi că nu știu ce, că nu știu cum. Uite, asta am făcut și merge foarte bine. Nu, e tot ce se poate mai bine. S-ar putea să mai facem și un test la CSGO, că pe mapele alea șmechere, că mă mai întreba și ăștia pe Steam, bă, cât prins mă-lu pe CS, deși le-am răspuns, ăștia tot mă întreabă în continuu. Vă aștept pe streamul de diseară la 10, facem tot GTA 5 distracții cum am făcut și data trecută, poate jucăm CS cu abonații, facem și horror și da, pe live la 10. Până atunci eu vă las să vă minunați de asta. Îmi zicea unii că mă dau mare, bă nu mă dau mare, dar dacă tot am luat un PC, de ce să nu fac frate, e canalul meu, până la urmă fac ce vreau cu el, dacă vrei te uiți, dacă nu, nu te uiți, pana mea. Adică până la urma urmei, eu o leacă faza cu, nu, fac. eu leacă treaba cu minunăția pentru că n-am treci de la ceva minuscul la ceva foarte. Cum aș trece eu de la mersul pe jos la ce asta, la tureta asta, la audio asta, TT sau ce-o fi. Ia uite, op, așa, uite așa am făcut. Și am trecut, mamă, dar ce șmecher cade vopsea asta, cum se vede lucios așa, e șmecher, bă. Da, bă, oricum ne vedem pe stream la 10, cam asta e cu GTA 5 cu detaliile, cum se mișcă, v-am zis o să mai fac și la alte jocuri dacă îmi recomandați.
Și, na, nu știu, aștept să-mi lăsați propuneri, vă aștept pe live. Salut!